Cum sâmbătă vor începe sezonul de primăvară pe terenul satelitului din Julești, jucătorii metalului au disputat mai toate partidele de verificare în deplasare. În singurul lor amical de pe sinteticul de acasă contra gălățenilor de la Liești, clubul a apelat la o brigadă ce l-a avut la centru pe localnicul Cezar Ionescu. Profesorul s-a achitat cu brio de misiune, fluierând relaxat și impunându-se cu autoritate într-o dispută ce nu i-a pus mari probleme. Le-a dat un penalti gazelor, dar nu le-a purtat noroc, acestea pierzând cu 2-0 în fața colegilor de eșalon. De altfel, în formula imaginată de antrenorul Valistan pentru ultima jumătate de oră din meci, au evoluat trei dintre elevi inițiați chiar de centralul din teren mijlocașul ofensiv Mihai Ionduțu, cu care a discutat pe perioada pauzei și cei doi jucători de bandă, Sabin Sava și Alexandru Sandu. Cezar este șeful catedrei de fotbal de la LPS Buzău, ce reprezintă ultimul nume de arbitru buzoian de Liga 1. Vârful carierei sale l-a constituit meciul de Supercupă din 2010 dintre CFR Cluj și Unirea Urziceni. Victoria formației Ardelene l-a înfuriat la culme pe Meme Stoica, oficialul de atunci al Ialomițenilor, care a contestat maniera de arbitraj ce ar fi avantajat formația finanțată de Arpad Pașcani. Dacă pentru școala locală de arbitri, liderul all-time rămâne regretatul Cristian Teodorescu. Cezar Ionescu a stabilit în 2017 o premieră pentru Buzău în plan internațional, o finală de cupă mondială la mini-fotbal între Cehia și Mexic, pe care a condus-o în Tunisia. Profesorul, acum în vârstă de 43 de ani împliniți în ianuarie, nu mai arbitrase în fotbalul mare la acest nivel din noiembrie 2013, pe vremea când voluntariul nu urcase nici măcar în Liga Secundă, iar Mangalia încă mai avea echipă de fotbal. În schimb, la futsal a condus chiar la sfârșitul lunii trecute două confruntări de Cupa României în sala Sp por turilor din Fokshain.